Deschidem, iubiți frați și surori, în această seară o nouă serie de predici pe care o așezăm sub titlul mare Origini Apostolice. Vom trece cu această serie de predici în anul ce vine, așa că să ne dea Domnul bună trecere peste an. Pentru seara aceasta avem un prim subiect, iar celelalte vor curge într-un anumit fel, într-un mod logic, mă voi strădui să fie logic, iar în această seară vom vorbi despre cateheză, despre pregătirea pentru botez. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu ajutându-ne de două pasaje biblice, primul din Matei 24, 16 la 20 și al doilea un singur verset, Coloseni capitolul 3, versetul 16. Matei 28, 16, Coloseni 3, cu 16. Haideți să fim cu luarea minte. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Să ne așezăm. Potrivit unuia dintre cei mai buni specialiști contemporani pe creștinismul primar, Paul Gavriliuc are o lucrare tradusă în românește pe subiectul catehezei. Cateheza în biserica primară era creuzetul în care sufletul unui păgân se curățea, se remodela și devenea treptat creștin. Sufletul unui păgân se curăța, se remodela și devenea treptat creștin. Fiecare cuvânt e important, dragii mei, din această definiție, dar poate cel care ne surprinde pe noi, și ar fi bine să ne surprindă, este treptat. Treptat. Pas cu pas. Din treaptă în treaptă. Deci nu într-o singură duminică, oricât ar fi de minunată. Deci nu la o singură predică, oricât ar fi de minunată. Deci nu ascultând doar un singur om, oricât ar fi de minunat, nu citind același verset, ci însumând toate în timp, treptat. Aș vrea, dragii mei, în ceea ce urmează, să vă expun acest frumos subiect de duh apostolic din trei perspective. O să facem întâi un istoric, promit nu prea lung, apoi o să avem câteva citate, promit, savuroase, din primele viacuri, iar în cele din urmă vom trage la mal, având câteva formulări sistematice ale temei noastre, astfel încât, dacă ne pierdem pe drum, să ne adunăm la sfârșit, când facem niște sistematizări și le punem toate în niște scheme potrivite. Cuvântul cateheză provine dintr-un cuvânt grecesc, catecheo, adică iată ce apropiat e cuvântul original, și care cuvânt avea două sensuri în lumea antică. Așa cum v-am spus deja cu diferite ocazii, niciun cuvânt din Noul Testament nu este inventat de scriitori, de apostoli. Toate cuvintele din Noul Testament în original sunt luate de dinainte de creștinism. Cuvintele așadar nu sunt noi, doar că ele sunt încărcate cu sensuri noi.
Cuvântul cateheo exista mult înainte de creștinism și avea două sensuri. Primul însemna a răsuna sau a face să răsune în urechi, a spune ceva cu glas tare, răspicat, coerent, ca toată lumea să te înțeleagă, așa cum mă străduiesc eu. Vechii poeți greci catehizau publicul, obișnuindu-i cu versurile lor. Adunau public și nu puțin și declamau versurile pe care le-au scris și ceea ce făceau cu ei, ei chiar așa spuneau, îi catehizăm, îi învățăm versuri. E un transfer de energie, de informație dinspre cel care știe versuri, care a scris versuri și cineva care nu știe. Observați, vă rog, cum verbul însuși, în utilizarea lui primară, are această noțiune de transfer pe care vă rog să o rețineți. Ceva pornește dintr-o parte și este receptat în cealaltă parte. Cineva superior, cumva, prin experiența lui, prin ceea ce știe, transmite, împărtășește cu cineva care abia începe. Pentru că, așa cum știm, cateheza face parte din inițierea creștină. Al doilea sens este a instrui pe cineva prin viu grai sau a arăta calea dreaptă, calea corectă, un sens cu care s-a păstrat în creștinism și cu care, iată, a ajuns până la noi, cateheza ca o transmitere a învățăturii prin viu grai. Noi, bună oară, aici la biserică, avem un manual de cateheză. Știu cei care fac cateheză. Dar nici prin gând nu ne-a trecut vreodată să luăm acel manual și să-l dăm celor pe care îi catehizăm, să spunem, citiți manualul și la data cu tare veniți la botez. Chiar dacă ei știu citi. Pentru că nu e despre a-i pune în brațe o broșură, o carte, nici măcar Biblia. Care Biblia este intimidant de mare pentru un începător. Dar pentru cine nu e? Pentru cine nu e? Nu este să-i pui în brațe o informație scrisă undeva, oricât ar fi de bine scrisă, chiar și în Biblie, și să-i spui, descurcă-te. Cateheza, prin însăși etimologia ei, cuvântul, se referă la o transmitere prin viu grai. Cineva prezent, fizic. Cineva care întruchipează într-un anumit fel creștinismul, care deja a pornit pe drum, e înaintat, care poate fi călăuză, care poate fi ghid. Prin urmare, cateheza presupune nu informația doar care există în catehizare, ci de fapt relația dintre cel care învață și cel care este învățat. Pe lângă cuvântul cateheză, așadar, sau cateheză, cum folosim noi, adăugați, vă rog, alte două cuvinte conexe, pe care noi nu prea le folosim, dar sunt absolut din aceeași familie. Putem să zicem catehet și cam așa se zice, iar catehetul este cel care ține lecțiile de cateheză, învățătorul. Și de asemenea, adăugați catehumen, un termen care noi nu-l prea folosim, de obicei zicem candidați la botez, dar eu zic să ne cam potolim cu candidați, că acum și așa suntem mâine pui mâine în alegeri și după aceea se va face o confuzie în mintea noastră despre care candidați vorbim. Și ca să nu fie confuzie, zicem catehumeni, adică cei care participă la cateheză. Catehumenii nu vor candida niciodată în alt fel decât pentru botez. Avem acest trio de catehet, catehumen și ce rezultă din întâlnirea lor, anume cateheza. În perioada apostolică, cateheza, dragii mei, să știți că se referea chiar la asta, o învățătură transmisă prin viu grai și care cuprindea bazele vieții și ale credinței creștine. Cateheza, așadar, în timpul Noului Testament este gvasie absentă, în sensul că nu prea o găsim pe paginile Scripturii ca și preocupare, ca și instituție de sine stătătoare, ba dimpotrivă, ceea ce poate fi contrariant pentru noi, vedem când apostolii, începând cu predica lui Petru din Fapte, capitolul 2, când apostolii predicau, se întorceau oamenii la Domnul și, pentru că răspundeau favorabil Evangheliei, ne lasă textul să înțelegem că erau botezați chiar în aceeași zi. Așadar, nu exista o cateheză prealabilă. Singurii care și-au permis asta au fost apostolii. Singurii.
După ei, n-ar trebui să ne mai permitem nici unul dintre noi să facem asta. Ei și-au permis pentru că au fost martori, cum să spunem, martori direcți ai lucrării lui Hristos. Pentru că au avut o autoritate unică prin faptul că l-au însoțit fizic pe Domnul și credem că au avut haruri speciale care la nivelul acela se prea poate ca să nu se fi transmis mai departe altor slujitori până la noi, haruri atât de complexe. Ei așadar îi botezau și după aceea îi catehizau după învățătura Domnului. Botezați-i și apoi învățați-i. Fie că învățarea începe înainte de botez sau continuă după botez, învățarea este acolo. Un text pe care nu l-am citit, dar pe care aș vrea să vi-l indic, unde apare chiar cuvântul în sine, verbul, da, a catehiza, este în Luca, în capitolul 1, versetele 3 și 4, unde apostolul zice: Am găsit cu cale eu, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Acolo unde zice învățături primite prin viu grai, e doar un cuvânt, este catechetes. Învățăturile pe care le-ai primit prin, să spunem cuvântul, cateheză, prin catehizare. Ceea ce ai aflat prin viu grai la întâlnirea cu mentorul tău, cu slujitorul care s-a ocupat de mântuirea ta. Acum eu vreau să-ți scriu ca să existe și o variantă scrisă a ceea ce deja tu știi, ai auzit, prealesule Teofile. Înțelegem de aici că varianta scrisă în lumea antică, la începutul creștinismului, în vremuri apostolice, varianta scrisă era după varianta orală. Și că prioritar este varianta orală, adică prioritar era ceea ce spuneau apostolii sau ucenicii apostolilor, adică oameni care deja trăiau în credința creștină, care experimentau relația cu Dumnezeu. Iar cateheza, pentru ultima dată spun, înseamnă relație, căldură, înseamnă să vezi un chip uman. Înseamnă să creezi o figură de atașament față de cineva care te învață, care te uimește, care te îmbogățește cu câte știe, cu câte a experimentat el pe cale. Abia după perioada apostolică, în secolul II, avem deja documente, referiri, mai bine zis, la faptul că existau anumite cutume, anumite reglementări de inițiere și cumva cateheza începe în secolul II, după ce apostolii se vor fi stins, iar ei simt nevoia, slujitorii din vremea aceea, ca învățătura apostolilor să se păstreze intactă și să fie transmisă de la catehet, nu? La catehumen, la neofit, la cel care începe viața de credință și să fie transmisă intactă. Adăugați, vă rog, și informația, ca să nu facem o comparație greșită, că la vremea aceea majoritatea oamenilor erau analfabeți, nu știau să citească. Și dacă ar fi știut, n-ar fi avut acces la cărțile Noului Testament, nici măcar ale Vechiului, pentru că nu erau disponibile, adică erau foarte scumpe și foarte rare și accesul la text era aproape imposibil. Ei erau dependenți de oameni, de alți oameni. Așadar, la sfârșitul secolului II, la Roma și nu numai, se pare că existau două etape în catehizare. În primul rând, avea loc ceea ce se numea primirea în rândul catehumenilor, a celor care, iată, se pregătesc pentru botez, după o atentă discuție în prealabil. Și aici vin niște noutăți, sper, picante. Ce însemna o atentă discuție? Însemna că cel care s-a convertit, ne imaginăm cu precădere din lumea păgână, adică nu de la o confesiune la alta, ci exact din lume, din lume însemna din lume, adică oameni fără Dumnezeu, la propriu și la figurat. Nu de la o confesiune la alta, unde lucrurile sunt foarte complicate. Unii simțim, alții nu, mă rog, dar sunt mult mai complicate.
Atunci lucrurile erau tranșante. Lumea era păgână și câțiva erau creștini. Din mulțimea aceea păgână, câte unul, prin lucrarea Harului și a Cuvântului, nu? Prin atingerea Duhului, treceau în rândurile noastre. Iar această primă întâlnire, atentă discuție în prealabil, însemna că niciodată convertitul nu venea singur la întâlnire cu protosul. Protosul era cel din față, slujitorul. Nu venea la întâlnire cu slujitorul singur, ci venea întotdeauna însoțit. Și era adus de un martor care putea depune mărturie despre el că viața lui s-a schimbat. Și că nu mai e cel dinainte. De obicei, martorul era omul prin care Dumnezeu a lucrat la mântuirea convertitului. De obicei, martorul era un om special care trăia cu Dumnezeu, care își depunea mărturia și care a avut o influență directă asupra celui care s-a convertit. Și se spune că la prima întâlnire, și asta o să vi se pară de-a dreptul curios, dar totuși suntem în antichitate, zice că slujitorul nici nu vorbea cu cel în cauză, de parcă nu știa ăla vorbi, dar și ăla știa vorbi. Ci toată discuția se purta peste capul acestuia, pe lângă el, cu cel care l-a adus. Și zice că în momentul acela, slujitorul îl încărca de responsabilitate nu pe acesta care s-a convertit, ci pe martor care trebuia să fie cu ochii pe el până la botez și încă după aceea. Și în toată perioada de catehizare, oricând are nevoie de o informație, nu-l cheamă pe om, că omul te poate, știi ce zic, omul, ci îl cheamă pe cine? Pe martor. Anticipez ceea ce voi spune duminica viitoare, dacă vom fi sănătoși, când vom vorbi despre botez, că acest martor se va transforma în ziua botezului în nașul de botez. Și iată noțiunea adevărată de naș. Asta este. Și în ziua botezului, despre care vom vorbi, și procesiunea de botez, cum se făcea, lângă fiecare candidat de botez, era cineva îmbrăcat în haine civile ca să se facă deosebirea și care era, ziceți pe nume, nașul de botez. Și care era responsabilizat după aceea că se va ruga și îi va purta de grijă și îi va răspunde la întrebări celui care tocmai a pornit pe calea credinței și va fi pentru el un mentor mereu la îndemână, mereu aproape. Așadar, prima discuție, dragii mei, să știți că era o discuție cu martorul, nu era o discuție cu candidatul, nu era absolut deloc ceea ce facem azi ca să umblăm după ei numai să-i putem boteza, mă înțelegeți? Și cum te-ai simțit? Și le punem cuvinte în gură și noi întrebăm și noi răspundem. Eu fac asta. Eu și colegii mei, noi facem asta. Noi întrebăm, el se poticnește, noi răspundem, că noi știm și răspunsul. Și suntem toți mulțumiți. Nici nu vorbea cu el. Dar n-ați auzit tot. La prima întâlnire, singurul contact între slujitor și cel convertit nu era un contact verbal, ci era tactil. Îngenunchea, își punea mâinile peste el și făcea prima rugăciune de exorcizare. Și s-au păstrat niște mostre de rugăciuni în care se ruga slujitorului Dumnezeu să le libereze pe acesta de toate influențele celui rău, de toți demonii, de toate apăsările, de toată lucrarea demonică ce zace în el și în neamul lui și în înaintașii lui, să le libereze Dumnezeu. Rugăciune de exorcizare. Dar era demonizat? Nu era. Dar el tocmai se convertise, de acord. Cateheza începea prin exorcizare. Sigur că ai noștri nu mai au nevoie acum de exorcizare. Ei sunt deja minunați. Biserica cândva nu era așa naivă și credea că ai nevoie să treci printr-o rugăciune serioasă. Al doilea moment, spuneam că sunt două etape, însemna după trecerea cu succes peste acest prim interviu, să-l numim așa, însemna o a doua discuție după perioada de cateheză, undeva când se apropia botezul care se săvârșea o dată pe an și înscrierea propriu-zisă în grupul candidaților de botez.
În felul acesta, înscriindu-se, el intra în linie dreaptă, putem zice, spre botez, iar botezul se prefigura deja ca o realitate după ce va fi trecut prin cateheză. Cât dura cateheza? De exemplu, în secolul III avem informații că dura 3 ani. Iar cel care a ținut prima cateheză și a deschis prima școală de cateheză din istoria creștinismului, prima școală de teologie poate fi considerată, este un anume Origen, de care probabil ați auzit, personaj foarte complex și complicat și controversat, care a deschis o școală de cateheză și care îi ținea pe candidați, pe catehumeni, în școală 3 ani. Și când a fost întrebat, nu-i ții un pic cam mult, 3 ani? Și a zis, nu, că Domnul i-a ținut pe ucenici cât? 3 ani. Zice, 3 ani trebuie să-i ținem și noi. În 3 ani câte unul murea, adică n-ajungea la sfârșitul catehezei. Speranța de viață era mult mai mică decât este astăzi. Și el a fost din nou întrebat, dacă te unul vezi că se duce și îl înmormântăm. A zis, nu-i problemă, cine intră în cateheză e ca și botezat. Spune că nu ești de acord cu el. Eu sunt perfect de acord. Îi unde trebuie om. Ce să-i facem dacă a dezertat între timp? Dacă a plecat înainte să ne încheiem noi lecțiile? Excesul acesta de zel, să știți că n-a durat în biserică, pentru că n-avea cum să dureze. Prin urmare, cateheza a ajuns în cele din urmă să se facă un an de zile cu o frecvență săptămânală, dar vom reveni. Câteva citate frumoase despre cateheza. Clement Alexandrinul în secolul III spunea, străduindu-se deci să ne desăvârșească printr-o urcare treptată la mântuire, cuvântul cel în toate iubitor de oameni pune în faptă un plan frumos, potrivit unei instrucții cu bune rezultate. Mai întâi ne îndeamnă, apoi ne educă și în cele din urmă ne învață. Rețineți verbele, ne îndeamnă, ne impulsionează, ne educă și în cele din urmă didasco, ne învață. Și toate acestea treptat. Ipolit din Roma, tot cam în aceeași perioadă, dacă se face o cateheză și se explică cuvântul lui Dumnezeu, fiecare să alerge să se ducă în locul acela, socotind în inima sa că Dumnezeu este cel care îl aude și care îl învață. Dumnezeu îl învață. Căci cine se roagă în biserică va putea scăpa de răutatea zilei. Cine este evlavios să socotească drept un mare rău dacă nu se duce în locul unde se face cateheza, mai ales dacă nu poate citi sau dacă vine un dascăl sau un catehet. Nimeni dintre voi să nu întârzie la biserică, locul în care se dă învățătura. În acest mod, credința ta se va întări pe cele pe care le vei auzi. În acel loc ți se vor spune și cele ce se cuvine să le faci în casa ta. De aceea fiecare să se grăbească să meargă la biserică, unde, ce expresie frumoasă, înflorește Duhul Sfânt. Dacă e o zi în care nu e cateheză, când fiecare va fi în casa lui, să ia Cartea Sfântă și să citească în ea destul ceea ce pare să-i aducă un folos. Catehumenii să asculte cuvântul 3 ani, era în perioada lui Origen. Dacă însă cineva e sârguincios și stăruie bine în acest lucru, atunci să nu se judece atât timpul cât doar purtarea lui. Când învățătorul a încetat învățătura, catehumenii să se roage singuri, separat de credincioși, iar femeile să stea rugându-se într-un loc aparte în biserică, fie femeile credincioase, fie femeile catehumene. Dacă vă întrebați de unde tradiția noastră pentecostală, ca bărbații să stea la locul lor, sau cum să zicem, pe o parte și femeie. De la adâncurile, de la rădăcina creștinismului. Credincioșii să se îmbrățișeze între olaltă, bărbații cu bărbații și femeile cu femeile, corect? Dar bărbații să nu îmbrățișeze femeile. Sigur că puteam să nu citesc chiar și partea asta, dar am zis că e frumos să auziți cam ce se scria și cât de clare erau lucrurile cândva. Ce nu chiar ne îmbrățișăm pe aici cu toții. Mai ușor, mai atenți. Nu că cine știe, dar am înțeles, dar tocmai că nu că, mai bine.
Chiril al Ierusalimului. Stăruie în cateheze. Chiar dacă vor ține multă vreme cuvântările noastre, totuși mintea ta să nu obosească vreodată. Primește arme contra puterii celei potrivnice, primește arme contra ereziilor, contra iudeilor, contra samarinenilor, contra păgânilor. Ai mulți dușmani, dar ai și multe săgeți. Contra multora trebuie să-ți îndrepți sulița, ai nevoie să înveți cum să arunci cu sulița în elin, adică în grec, cum să te lupți cu ereticul, cu iudeul, cu samarineanul. Armele sunt pregătite, iar sabia Duhului e de asemenea pregătită. Dar trebuie să întinzi și mâna dreaptă, cu bună intenție, ca să porți războaiele Domnului, ca să biruie puterile cele potrivnice, ca să ajungi nebiruit de niciun atac eretic. Închipuie-ți cateheza ca pe o casă. Dacă nu vom săpa adânc pământul și nu vom pune temelie, dacă nu vom încheia casa după toată regula cu legăturile zidirii ca să nu rămână vreun loc gol și să se strice clădirea, atunci nu-i niciun folos de osteneala de mai înainte. Ci trebuie să punem după regulă piatră pe piatră, să cadă muchie pe muchie, îndepărtând tot ce este nefolositor. În chip asemănător îți oferim pietrele cunoștinței. Trebuie să auzi învățăturile despre Dumnezeul cel viu, trebuie să auzi învățăturile despre judecată, trebuie să auzi învățăturile despre Hristos, trebuie să auzi învățăturile despre înviere. Și uită planul catehezei. Tot ce este esențial și mai ales totul hristocentric, în centru, deasupra, la început și la sfârșit, Hristos. Hristos. Nu obiceiul românești, nu cum gândesc eu, cum gândești tu, nu hai să vedem cum gândim fiecare. Cateheza transmite o învățătură esențială. Doar esențe, fără speculații, fără amănunte, fără detalii pentru specialiști, doar esențe. Vasile cel Mare în secolul IV. Din copilărie ai fost catehizat și încă nu îmbrățișezi adevărul. Ai învățat mereu și n-ai ajuns încă să știi? Toată viața ta ai ispitit și ai iscodit până la bătrânețe. Ce-mi place asta? Se referă la câte unul care tot se catehizează, dar nu se botează, se refere la el. Și tot vine și zice, toată viața ta ai ispitit și ai iscodit până ai ajuns om bătrân. Când ai să te creștinezi? Cum vei cunoaște că ești de-al nostru? Anul trecut așteptai anul ăsta. Acum iar aștepți anul viitor. Vezi să nu faci făgăduințe care depășesc hotarele vieții tale. Nu știi, omule, ce va naște ziua de mâine. Nu îngădui lucruri care nu sunt în puterea ta. La viață te chemăm, omule. Pentru ce nu răspunzi la chemare? Ești chemat la împărtășirea bunătăților. Pentru ce treci cu vedere darul? Împărăția cerurilor este deschisă, omule. Cuvinte frumoase, pastorale, directe și încărcate de spiritualitate. Ce aș vrea să reținem, și mă opresc aici cu citatele, este că în literatura creștină a primelor veacuri exista o preocupare foarte concretă asupra pregătirii pentru botez. Și cateheza nu era o joacă, nu era o glumă, nu era ceva formal. Cateheza nu era ceva cu care să, nu știu, pe care să o privești ca pe o necesitate. Bun, o facem pentru că am hotărât să o facem. Ci era ceva foarte serios. Pe drum spre botez, unii nu mai ajungeau la botez din diferite motive. Da, nu mai ajungeau. Erau unii amânați pentru botezul următor a se înțelege peste un an, pentru că nu era decât un singur botez pe an. Și acela se întâmpla în noaptea de înviere. Uite că v-am dat ceva de anticipat. În noaptea de înviere. O singură dată în an. Și era amânat pentru încă un an? Da. Nu existau, frate Ghiță, sensibilități cum există astăzi și cum eu însumi am comis-o. Eu însumi. Lăsați-i pe colegii mei, eu însumi.
când vine cineva și te copleșește că ar vrea să se boteze și facem câte un botez. Că dacă vrea. Nu exista. Nu puteai să mergi personal? Nu puteai. Că nu vorbea nimeni cu tine. Trebuia să vină omul care depune ce? Mărturie. Foarte dur, așa este. Dar în felul ăsta ei au menținut o puritate a creștinismului spre care privim acum, nu? Cu multă admirație. Cu multă admirație. Când s-a ajuns ca cateheza să nu mai dureze 3 ani, ci 1 an, adică intervalul dintre 2 botezuri, atât vreau să mai adaug și apoi mergem la partea sistematică, e bine să reținem că încet, încet lucrurile au evoluat. Și când avem deja primele forme liturgice, să nu vă potigniți în cuvântul liturgic, vă rog, da? Cuvântul liturgos, verbul, este scris în Biblie, de exemplu, în Evrei îl găsim, zice că Domnul slujește, Hristos slujește pentru noi în ceruri și acolo spune liturgos, liturghisește pentru noi, adică slujește într-un mod profund religios, la asta se referă, slujire religioasă, nu o slujire administrativă. Când s-au formulat primele texte de felul acesta de închinare, adică ce să facem când ne adunăm împreună, primele forme liturgice, nu vom intra în detalii, dar e bine să știți că ei au avut în vedere ca liturgia să aibă 2 părți. Și în bisericile istorice se păstrează mai mult sau mai puțin exact ritmul acesta din primele viacuri. Și prima parte se numea liturgia cuvântului și a doua se numea liturgia euharistică. În prima parte se citea din Evanghelie un text și din Apostolul Pavel un alt text și se explicau textele acelea, se ținea predică care avea loc în prima parte, iar catehumenii, că de aceea vă spun toate acestea, candidații de botez, stăteau întotdeauna în primele rânduri, în față, nu erau bănci, da? Dar stăteau în față, de obicei îmbrăcați în haine deschise, ba chiar în haine albe, de aici, în subconștientul popular, haine albe de duminică. Stăteau în față și stăteau cu luare aminte, pentru că predica întâi se ținea pentru ei și în felul acesta, duminică de duminică, se considera că a participa la predică înseamnă că participi la cateheză și te pregătești pentru botez. Apoi avea loc o pauză în care catehumenii ieșau din biserică la propriu, dar nu plecau acasă, ci rămâneau în pronaos, rămâneau în pridvorul bisericii, sau în afară, în curte, și rămâneau doar credincioșii, pentru că la euharistie se împărtășau doar cei, oare ce vreau să zic, botezați. De aceea până azi s-a păstrat în liturghiile din secolul IV, ușile, deschideți-le să ieșim, pentru că este concedierea celor nebotezați, care ieșau și așteptau, nu plecau nervoși acasă. Ce așteptau până ceilalți se împărtășau. De aceea închinarea publică, să nu mai folosesc liturghie, ca nu cumva cineva să deja să-l pierd pe drum, închinarea publică în primele viacuri avea 2 mișcări, mereu 2 mișcări. Întâi cuvântul, Hristos cuvântul, și apoi ca o împlinire, Hristos euharistic. Întâi îl ascultăm pe Hristos, apoi îl mâncăm pe Hristos. Și plecăm plini de Hristos. Ce frumos! Ce progresie! Ce înălțător! Înainte de prima parte, dacă vreți să vă spun o curiozitate, cei care ați fost practicanți ortodoxi, cei care ați fost, probabil puțini, prima parte se deschide cu o mișcare foarte frumoasă a slujitorului, a oficiantului, care intră cu Evanghelia ca și carte, da? Deasupra capului, și face o mișcare în semicer, de care noi râdem ca prunce care nu înțeles nimic, știi? Normal. Când nu știi nimic, râzi de tot. Și bă, uită-l și pe el. Atât am priceput. Sensul este mult mai adânc. Sensul este că el ridică Evanghelia deasupra capului său și deasupra capetelor noastre, arătând fără cuvinte că Evanghelia, Hristos, cuvântul, este peste mințile și capetele noastre. Peste mințile noastre. Așa că un pic de smerenie la toată lumea, începând cu mine. Este intrarea mică sau vohodul mic din Slavonă.
Iar când se trecea la partea a doua, se făcea exact aceeași mișcare cu pâinea și cu rodul viței. Darurile euharistice, care erau ridicate deasupra capului, exact cu aceeași semnificație, că Hristos euharistic e mai mare decât noi toți de aici. Și fără cuvinte arătăm că e mai mare printr-un gest, că e mai mare, că e deasupra. Și care dintre noi s-ar îndoi că nu e Hristos mai mare, că nu e deasupra? Ba este, slavă Lui! Evident că după botez se putea veni în comunitate euharistică și avea loc împărtășirea. Despre acestea, sigur, data viitoare. Ingredientele catehezei, dragii mei, și apoi câteva accente. Cateheza în primele viacuri avea trei ingrediente. Primul este apologetic, adică avea un rol de apărare a credinței. Prin cateheză se transmitea credința creștină pură, genuină, adevărată, aceea care ne vine de la apostoli, transmisă prin viu grai urmașilor lor, apoi urmașilor urmașilor lor, pentru că da, din punct de vedere dogmatic există o succesiune, am zis dogmatic, vă rog, dogmatic. Există o transmitere neîntreruptă a informației și chiar dacă nu am fi avut Noul Testament, care s-a constituit mult mai târziu, abia în secolul IV se constituie colecția Noului Testament, tot credința ar fi mers înainte, credința tot ar fi ajuns până la noi, pentru că este o transmitere neîntreruptă, dar în succesiune apostolică, dogmatică, doctrinară, de la apostoli și până la noi. Cateheza așadar avea un rol apologetic, fiecare catehet apăra credința, o promova mai departe, o făcea diferită de orice altă credință, de orice altă religie. Apoi, ingredientul pastoral. Cateheza nu este doar apologie, ci este pastorație. Prin catehizare, cei încă nebotezați sunt păstoriți. Este prima formă de păstorire a lor. Sunt îngrijiți sufletul lor, mintea lor, știm de ei, da? Intră într-o relație cu cineva dintre noi. Și în fine, ingredientul comunitar. Comunitar, prin cateheză nu doar te învățăm ceva ca să fii mai deștept ca alții, ci prin cateheză te introducem în comunitate. Prin cateheză te obișnuiești deja împreună cu noi, să fii împreună cu noi. Să asumi cumva valorile noastre, să vezi rânduielile noastre, să te supui acestor rânduieli. Vă aduc aminte ceva ce am mai pomenit, cred că și dățile trecute, că un mare apologet creștin de secol II, Iustin Martirul, a scris două apologii și într-una dintre ele spune: noi când ne adunăm la olaltă, noi creștinii, zice că îi primim între noi pe aceia care cred în Hristos și care au fost de acord să se conformeze rânduielilor noastre locale. Deci nu numai că tu crezi în Hristos și după aceea te dai mare pe aici că nu mai putem să te coborâm din mândria aia, și ce experiențe ai tu, potolește-te. Nu numai că tu crezi, dar tu te conformezi aici. Tu intri în rânduiala asta. Spunea Iustin Martirul că numai pe aceștia îi botezăm, care nu numai că ei cred și cu mâinile pe sus, ci care intră în ce? În rânduială. Care asumă toate rânduielile noastre. Îmi place bivalența asta. Adică și verticală și mai ce? Orizontală, care se uită la noi, care ne bagă în seamă, care ne tratează cu respect, că doar și noi îl respectăm dacă îl botezăm. Câteva accente ale catehezei. În primul rând, accentul pe trăire. În cateheză exista în primul rând o parte morală și avea apoi o parte doctrinală. Adică preocuparea cateheților era ca cei care sunt începători pe cale, nu neapărat să învețe multe versete, nu neapărat să știe teologie. Cum să știe? Aproape niciunul nu știm teologie dacă cineva ne-ar da un examen, cum să cuvine. Să vedeți câți am trece. Dar scopul nu era cu subtilități, să-l înveți tot felul de șmecherii din Biblie și să știe el, să se dea mare după aia acasă. Nici vorbă. Nu repede să te grăbești să-i pui în mână niște manuale și apoi el le citește, mai ales dacă știe și limba engleză, deja devine profesor. Și am pățit eu când făceam cateheză, că ajungi cu câte unul, că el te învață la sfârșitul catehezei. Și eu am zâmbit și am stat și l-am ascultat. Și ce am pierdut? N-am pierdut nimic, el a pierdut. Că în timpul ăla puteam să vorbesc eu. Dar el nu și-a dat seama. În timp i-a părut rău, cred.
Eu l-am ascultat, că doar acum să-l asculți omul, dacă are el pe inimă să te învețe ceva. La începuturi nu mergea așa, că vin cei pe care stăm să-i botezăm, începătorii, și îi punem pe fiecare, îi ridicăm în slăv. No, și tu ce zici de versetul ăsta? Astea sunt numai obiceiuri din astea evanghelice, care n-au cum să dureze. E un ridicol, noi nu ne vedem în ce ridicol suntem. Fiecare își dă cu părere. Dar pe Evanghelia după Ioan ce zici, știi? Câte unul toată viața studiază Evanghelia după Ioan și zice că nu a înțeles-o. Câte un profesor. Anul ăsta la cateheză îți explică deja cum stau lucrurile. Accentul pe trăire. Adică în cateheză era învățat cum să se roage, de câte ori pe zi, cum să postească, de câte ori pe săptămână, cum să vină la biserică, cum să-și mărturisească păcatele, cum să aibă duhovnic, să aibă mentor la care să se raporteze, cum să trăiască el credința frumos, ce înseamnă credința asta creștină din perspectivă practică, din perspectiva trăirii. Nu cum să știe el mai multe și să ne explice după aia la toți și apoi nici să nu ne mai bage în seamă, că el deja a înțeles tot. Că așa e ca elevul ăla din clasa întâi, care el crede că o termina clasa întâi și deja este profesor. Doar câte clase nu te mai așteaptă după clasa întâi? Și termin clasele toate și tot n-ai învățat mare lucru. Accentul pe trăire, întâi trăire. Asta învățăm la cateheză, sau ar trebui să învățăm. Deprinderile spirituale. Trăirea cu Dumnezeu, trăirea frumoasă în comunitate, dărnicia, milostenia, zeciuiala, toate acestea, care noi le practicăm deja, rânduielile noastre. Știu că nu e așa spectaculos. Știu că ar fi mai interesant să se predea Apocalipsa, dar Apocalipsa e o carte interzisă la cateheză, aproape interzisă de tot, nu numai la cateheză. Dacă stăm bine un pic să ne gândim, e o carte complicată. Nu subtilități din, ci trăire. Doi. Accentul pe integrare. Pe integrare. Scopul nu este să te facem mai deștept. Scopul este să te facem de-al nostru. Scopul este să te lași modelat. Scopul este să ne asculți, să ne respecti. Să zici un bună ziua și un mulțumesc frumos când ne vezi. Să-ți fie rușine de cineva. Scopul e să-ți fie rușine de cineva. Mă, nu de toți, de câțiva dintre noi, să tremuri un pic. Să ți se pare că te-am prins cu tema nefăcută, că oricum nu ți-ai făcut tema. Exagerez un pic, dar înțelegeți ce vreau să spun. Era foarte serioasă treaba. Accentul pe integrare. Scopul nu e să scoatem profesori din ei. Scopul e să fie între noi, să poată conviețui cu noi. Să putem avea o bună colaborare, o bună părtășie. Că doar el va fi mâine, poi mâine, de-al nostru. Trebuie să-l dăm după noi, în cel mai frumos sens al cuvântului. Iar el să asculte. Dacă ne ascultă, îl determinăm să ne asculte. Atâta îl umilim în sensul pedagogic până când ascultă. Că doar nu-i greu să-i arăți că nu știe nimic. Nu-i greu. Și atunci pornești cu arma asta, dacă asta cere omul, și apoi te ascultă. Și accentul pe mentorare. Mentorare. Trăire, integrare, mentorare. El trebuie să continue să dea socoteală martorului lui, mai târziu nașului de botez, părintelui lui spiritual, cum mai zice, cel prin care de obicei s-a convertit și spre care privește cu mare admirație și cu mare respect. Așadar, mentorarea este foarte importantă pentru că după ce se va boteza, el va participa la Euharistie, se va împărtăși cu trupul și sângele Domnului, iar înainte de împărtășire trebuie să treacă pe la spovedanie, pe la mărturisirea păcatelor. Care mărturisire în primele viacuri se făcea în anumite locuri ale creștinismului, avem mărturii, că doar nu inventăm aceste lucruri, se făcea în mod public, adică se ridicau fiecare în picioare și își mărturiseau ce au făcut ei în săptămâna aceea, să audă toți, ca să le fie rușine și ca să nu se mai întâmple. După un timp aceasta a fost interzisă și nu avea cum să dureze mult, pentru că oamenii au devenit din ce în ce mai firești și mai șmecheri prin biserici. Și veneau numai să asculte după unul și după altul, știi? Tu nu te împărtășești, dar tu vii să asculți, că cum o greșit ăla? Și de obicei cine râdea făcea păcate mai mari decât cel care se mărturisea și sigur că s-a luat hotărârea, nu mai ne mărturisim în public, că unii nu înțeleg despre ce e vorba, prin urmare ne mărturisim numai la cel din față, la cel cu care ne întâlnim și care ne mentorează din punct de vedere spiritual.
La început, cateheza se făcea sporadic, nu avem informații despre acea perioadă. Era o persecuție, era o altă epocă a bisericii. Apoi se făcea săptămânal. Credem că, potrivit lui Origen, săptămânal se întâlnea cu ei, dar nu neapărat duminica, ci într-o zi din săptămână, măcar o dată sau de două ori pe săptămână, ca în cele din urmă, cateheza să aibă loc într-un mod duminical, într-un ritm, am putea spune, duminical. Textele catehetice s-au scris mai târziu. Primele texte consistente le avem abia în secolul IV, da? Augustin, Grigorie de Nisa și Chiril al Ierusalimului, care au cateheze, care au fost scrise după aceea, material catehetic, dar înainte de a fi materialul, exista practica și exista, iată, o transmitere a acestei informații atât de prețioase. Înainte să ne rugăm, să mulțumim pentru seara aceasta și pentru ziua întreagă, atât vreau să adaug ca să rămânem cu această informație ultimă. În centrul catehezei, al relației și a informației, era Hristos. Iar toată învățătura era învățătură de bază, nu învățătură pentru specialiști. În centrul catehezei era Hristos, iar scopul catehezei era să-L învățăm pe începător cum să-L urmeze pe cine? Pe Hristos. Atât. Ce va face Dumnezeu din ei după botez, ce chemare are fiecare, ce vocație are, se va vedea înainte-i drum. Deocamdată aderăm la Hristos. Deocamdată știm bine unde intrăm. Deocamdată ne smerim și învățăm ca să ne putem boteza și să putem începe cu dreptul și să urcăm treptat spre mântuire, într-o deplină smerenie și acceptare. Unii dintre cei care sunt cu noi în această seară sunt deja în această perioadă la cateheză. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i punem în rugăciune. Dar și pe cateheții lor să-i punem în rugăciune. Și lor să le dea Domnul multă răbdare și putere și cuvânt potrivit. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului cu toții în rugăciune de mulțumire pentru tot.